Salutare și bine ați venit la un nou episod de Brawl Stars pe canalul Game Over. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat în joculeț. Avem aici o ofertă gratuită în shop. Power Points pentru Piper. Avem 8 Power Points și deja putem să o upgradăm. Și mai avem în Brawl Pass două quest-uri noi. Trebuie să jucăm cu Dynamite și cu Carl. Ok, și avem și un reward. Este vorba de un beatbox. Cu 156 de gold, avem Nanny, Colt și Poco. Ok, brawler destul de buni. Da, și hai să începem, misiunile. O să jucăm prima dată cu Dynamite. Da, și avem câteva misiuni cu el. O să începem cu un duo, un meci de duo. Hai să vedem. Și nu uitați să vă abonați dacă vă plac episoadele mele de Brawl Stars. Și să apăsați butonul de like. Să lutăm cutiile astea de aici. Ok, să vedem aici ceva în colț, nu? Avem două energii până acum. Mai văzut una aici. Ok. Scos acel colt din joc. Și am mai rămas doar 4 echipe. Hai să vedem. Nimic. Nimic. E ceva aici. Holy fuck. Holy fuck, holy fuck, holy fuck. Trebuie să ne luăm o... Nu! Băi, m-am panicat. Acolo, credeam că o să... Credeam că o să mor și... Pierdeam meciul pentru că teammate-ul nu mai era în joc. Nu! Fuck it. Bun, reușim să câștigăm acest prim meci. Băi, deși misiunea cu Dynamite ăsta era să scoatem inamici, dacă nu mă înșel. Ia să vedem, defeat 9 in... Da, trebuie să scoatem inamici cu Dynamite și am reușit deja să scoatem 2. Hai să mai dăm un match. Ok... Cufăr. Și mai avem unul în colț. Ok, să luăm noi energiul. Deja o echipă a ieșit din joc. Da, o să iau să luăm acest Bun, și wow, ce meci! Ce meci destul de rapid. Îi rezolvăm pe toți acolo. Am avut și puțin noroc drept cu acele energii. Ok, mai scoatem doi inamici și facem progres la quest. Hai să mai dăm un meci de duo. Cred că totuși, dacă am fi jucat alt mod, ar merge un pic mai repede lucrurile. Nu cred. Eram atât de aproape să-l scoatem pe Colt din joc. Și o să revină în mate-ul. Că a murit cu puțin timp înaintea noastră. Cred că putem să-i facem. Ah,
Nu! Ieșim pe locul 3. Ieșim pe locul 3 și hai să încercăm și alt mod. Pentru că merge destul de greu în... Uite, avem deja un reward din Trophy Road. 50 de coins și urmează un Brawl Box. Dar hai să încercăm la alt tip de match. Da, o să încercăm un Hudson. Uite, mai avem aici un reward. Power points pentru cine? Hai să luăm pentru Nani. Păi nu știu, mă gândesc că e mai bine să iau pentru cărțile astea mai rare. Părănesc că pică mai greu powerpoint-urile, nu? Sau nici nu știu. Hai să facem pe Jesse. Uite, lui Jesse nu i-a mai dat de mult powerpoint. Și hai să dăm în Hudson câteva meciuri. Ok. Am dus greșit. Ok, un el primul aici. Bun. Nu. Și vreau să-l scot eu. Și vreau să-l scot eu din joc. Și a venit aici lângă mine acest El Primo. M-a scos el pe mine de data aceasta. Băi, am și uitat de zone. Sincer să fiu. Am focusat aici pe Brawler. Nu, vreau eu. Și vreau să o scot eu. Da, și câștigăm deja meciul. Ok, mai facem progres cu Dynamite, ar fi zis cât am scos, doar 2 și mai avem nevoie de încă 2. Hai să mai dăm un match, tot la Hudson, după care vom juca și cu Carl câteva meciuri, pentru că avem și cu el o misiune și hai să vedem. Bun, ne ducem aici pe această rampă de propulsare. Păi, sper că a fost scos de mine. Excelent, dăm și o bombă din asta mai mare. Perfect. Că ne urmărește acel Carl. Bun, și câștigăm din nou zona. Cred că am și completat deja misiunea. Da? Așa că haideți să ne întoarcem în lobby și să jucăm și cu Carl câteva meciuri. Vedem ce misiune aveam cu el. Trebuie să câștigăm 3 meciuri. Bun, și o să jucăm în duo, pentru că mai avem o altă misiune prin care trebuie să scoatem inamici. Și ar fi super fain să le facem pe amândouă și să deblocăm următorul reward. Ok, Carl dătea acest efect de boomerang. Da, din păcate nu... nu luăm noi acel energy. Demet. Atât de aproape am fost. Nu! Doamne, nu pot să cred. Bun.
Da, uite, deja am completat misiunea, dar trebuie să facem 3 win-uri cu acest Carl. Și hai să vedem, poate avem noroc de un Quake Pure mai bun. Pentru că ăsta a fost destul de slab, sincer să fiu. S-a dus acolo direct în ceața aceea nouă, acela radioactiv, care ne ia din viață. Hai să vedem. Am luptat deja 3 cutii. Sincer, aș vrea să mai găsim câteva înainte să ne luptăm. Dar... Bun. Am scos pe Bull. Dem. Nu. Ok, hai să vedem. Și mai rămas o singură echipă. Trebuie să-i găsim. Cred că sunt aici în sus. Bun. Unul a ieșit. Mai fi unul. Băi, și avem 15 energy. Nu cred că am reușit niciodată să strângem atâtea. Da, uite aici. I-am găsit. Reușim să-i scoatem pe amândoi cu abilitatea. Da, câștigăm primul match din acest episod cu Carl. Mai avem nevoie de 2 victorii și vom avea misiunea completă. Hai să vedem. Sper să ne descurcăm la fel de bine. Ok, deja am văzut aici un chest. Hai că se duce mate-ul. Să mă duc în altă parte. Uite, unul aici în jos. Și am fost prins acolo la înghesuială. Holy! Băi, nu cred că am ieșit acolo din joc. Sper să nu facă vreo prostie tipul ăsta. Raul. Foarte original numele lui. Ok, mă așteaptă pe mine. Perfect. Hai să stăm să ne mai luăm viață. Mai vezi acolo și un... Holy. Bun. Ne-a scos. Nu te duci. Doamne, cât de slab a jucat. Dar oricum, luăm locul 3. E tot o victorie. Cred. Dacă ce mi-amintesc, locul 3 era tot ca un win. Nu e. Hai să mai jucăm un match. Da, a fost și greșeala mea că m-am dus pe el. Credeam că e pe final acel boost. Tipul ăsta se pare că știe să joace. Cu siguranță vom câștiga. Hai să vedem. Și avem aici un energie. Da, cred că era mai bine să joc când aveam boost-ul acesta. Că îl voi pierde în curând. Hai să-l scoatem pe tipul ăsta. Ok, și am rămas doar 2 echipe. Bun. Obținem victoria. Da, și facem progres deja la 2 win-uri. Mai avem nevoie de un singur win. Hai să dăm și ultimul match.
sper din toată inima să obținem acel win și să ne luăm următorul reward. Deși nu sunt sigur că e suficient, s-ar putea să fie, să mai avem nevoie de tokenuri. Hai să vedem. Spargem aici acest box. Păi, și nu mai găsesc, uite, mai unul aici. Fac chiar două. Și teammate-ul nostru a ieșit din joc. Ok, o să revin în 3 secunde. Mai sunt 4 echipe. Păi, sper să ajung primul la cel energy. Nu. Trebuie să rămânem în viață. Vedem, avem din nou viața pe full aproape. Ne luăm de aici energiile. Și mai văd două bucăți aici. Să mă duc după ele. Și s-ar putea să... La limită. Ne întoarcem la limită din zona aceea periculoasă. Ok. Nu e bine deloc. Bun, și obținem victoria. Chiar dacă tipul acela era boostat, reușim să-l învingem. Și hai să vedem, avem o misiune completă. S-ar putea să deblocăm următorul reward. 140. Da? Hai să vedem despre ce e vorba. Avem un mega box. Băi, a meritat toată așteptarea. Hai să vedem ce ne aduce. Ok, avem coins. Avem Penny, El Primo, Bull, Shelly și ia să vedem, ultimul este Bibi. Și bonus, mai avem ceva bonus. Păi n-am primit niciodată bonus, am văzut în alte clipuri, dar sincer eu n-am primit niciodată bonus. Hai să vedem ce avem la bonus. Token Doubler. Meh, destul de meh. Nu e nimic wow. Bun, cam atât cu episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare.